a trecut deasupra Brașovului, s-a văzut din depărtare, am văzut și Ploiești, dar destul de departe. Pentru aia, e mai nasoală coborârea, pentru că practic am de la munte spre câmpie. Și niște... Dar echipajul e foarte tânăr, sunt copii. Am 23-24 de ani. Șeful de echipă, l-am văzut, am oricum, am stat cu el la Uțigan. Deci sunt fantastici copii ăștia. Da. Zăpada România. Da. Nu e chiar așa, adică Suedia niciun strop de zăpadă și... Da, dar n-ați văzut că Suedia niciun strop de zăpadă ca la Ecuator. La unde? Ca la Ecuator. La Stockholm am stat. La Stockholm am stat. Deci în Stockholm un strop de zăpadă n-am văzut. N-a fost nimic acolo. Unde? Mic. 13 de kilometri jos. Jos. Da, Jokofi. Ai mult zăpadă? A fost multă zăpadă? Păi noi am venit de la Narvi, din Norvegia. În Norvegia un strop de zăpadă n-am văzut. Și am trecut de dincolo de Cercul Polar de Nord. Și aici văd atâta zăpadă ca în Siberie. Păi bune, nu mai înțeleg nimic. Deci nu mai înțeleg nimic.